Momentul 13-15 iunie, momentul mineriadei. Sigur ați auzit cu toții de nenorocire care erau împotriva tinerilor, studenților, celor cu bări, a fetelor, care se considera că dacă ai o fustă, ești cumva de femeie de moral ușoare, pentru că asta s-a întâmplat în perioada iunie, de fapt, de când a început piața universității. Au venit mine. În noaptea de 13-14 iunie. Și eu, ca în fiecare dimineață, mă duceam cu mașina, îl luam pe președintele Coposu și veneam la Seia. Și în dimineața aia, șoferul de la mașină nu mi-a spus absolut nimic. Noi, la vremea respectivă, aveam mașini închiriate de la BTT, care aveau numărul de 14 de. Erau mașini date fiecărui partid politic. Și ne-am dus și când am ajuns în piața Rosetti, unde era sediul partidului, dintr-o dată văd o grămadă de oameni cu căști și cu lămpași. Ce s-a întâmplat aici, sor? Peste noapte. Și când am ajuns în fața porții sediului, m-a dat jos din mașină și am făcut doar un pas și la un moment dat, unul dintre mineri spune: ia uite-l pe secretarul Coposu, hai să-l căsătim. Vă dați seama că în momentul când am auzit asta, m-am urcat înapoi în mașină și am zis: dă-i drumul. Ăla a venit cu ciomaga, a spart geamul din spatea mașinii, noi am reușit să plecăm. Dar eu vă întreb acum, eu n-am un necunoscut. Ce putea? Putea să știu un miner simplu din Valea Jiului că eu sunt secretarul Coposu? N-avea cum să știu lucrul ăsta. Și s-a dovedit mai târziu seara, când eu am ajuns și m-am ascuns la un prieten de-al meu, de la organizația de studenți, mătușa mea m-a căutat disperată pentru că veniseră cineva acasă la mine în grădina Iconei să întrebe: dar unde e domnul Gherasim? Doi domni bine îmbrăcați. Am ajuns, am plecat cu mașina și m-am dus direct la președintele Coposu. Ușa era întredeschisă. N-am să insist acum, găsiți un interviu pe care l-am dat în ziua de 2019, în care am povestit cu amănunte. Pentru că am intrat înăuntru și erau excremente, erau geamurile de la mobila pe care au avea semnul sparte și s-a auzit un vuiet. O moarte lui Coposu. În momentul ăla vă dați seama că am fugit. Eram singur și nu știam ce să întâmple. Și am stat timp de, până pe data de 16 iunie, după masă, am stat ascuns la prietenul meu student. Coposul mă căutase prin mai multe locuri, a descoperit unde sunt, am dat întâlnire la sediu. Când am ajuns la sediul PNC din piața Rosetti, nu așa, dar în proporții de 90% aproape, doar practic aveai clădirea. În rest, totul era distrus înăuntru. Absolut, până și televizoare și oglinzi, totul era distrus. Stătuseră două zile și jumătate. Și acum, în momentul cel mai, apropo de manipulat, cel mai interesant, lângă sediul principal al partidului, era o anexă unde era sediul ziarului Dreptate. Și în cele 6 luni de zile cât a funcționat, de fiecare dată când intrau în birou directorului ziarului Dreptate, la regretatul Paul Zărescu, mă întrebam: ce cu... era un zid din ăla imens, puternic, de beton. Și tu, ciudat, n-am mai văzut nicio clădire așa ceva. 16, când am dus acolo, în birou directorului ziarului, în acel perete, era o crăpătură dreptunghiulară și m-am uitat înăuntru, înăuntru era urma unui seif. Ceva devine foarte ciudat aici. Înăuntru, adică când vă spun înăuntru, cam la un metru înăuntru, da? N-am aflat, n-am pus problema că e foarte ciudat. În schimb, după vreo 3 luni, sfârșit de septembrie-octombrie, discutând cu cineva, Corneliu Coposu, ce află? Că în perioada 1979-1982, în acel loc, în acel birou, a stat directorul Institutului Național al Apelor, pe numele său, Ion Iliescu. Ion Iliescu. Deci, ce vreți dovadă mai clară decât totul s-a manipulat, au venit, aveau de recuperat ceva din acel seif. Cred că acum nu facem pe James Bond aici, dar cred că sunt lucruri care nu se știu, care și acum nu le povestește nimeni. Trebuie să le înțelegeți. Pentru că în această țară s-au manipulat în continuu și se manipulează în continuu oameni.